Mă, pot să mă întreb și așa, doamna Pârcălabu, nu? Până la urmă. Da, numai că vedeți că decizia este la primul ministru, care a fost și ministru de finanțe și probabil și-a propus să înceapă restructurarea cheltuielor publice cu aceste facilități oferite studenților. Să nu uităm că facilitatea aceasta nu era foarte generoasă, având în vedere situația căilor ferate și a trenurilor care străbat România, pentru că știm că un transport cu trenul de la București la Nuzic, de la București la Timișoara, de la București la Sibiu durează aproape jumătate de zi. Până acum, noroc cu pandemia, cu ghilimele de rigoare, că au fost mai mult în online și n-au mai folosit lucrul ăsta, da. Adică poate că s-a luat în calcul că pandemia va dura atât de mult încât chiar nu va mai fi nevoie de... Și cred că mai degrabă ar fi trebuit să vină cu niște măsuri mai riguroase în ceea ce privește evidențierea călătorilor efective care sunt utilizate de studenți. Dar nu a fost greu de făcut. Pentru că aici probabil este în discuție și un alt element de utilizare necorespunzătoare a acestor facilități. Este complet nefericită aceasta.